Practic, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, peste 4 ani cu siguranță nu vom mai vota după această lege. E adevărat. Cred că cea mai bună formulă e cea de la Consiliul Județean, de la președinți. Atunci sunt convins că pe colegii oamenii votează ceea ce doresc și au după ceea ce și-au dorit. Altfel vor veni parașutați oameni după în alte locuri care n-au nimic comun cu zona. Un subiect care a fost mult dezbătut în ultimele zile este cel al cărnii importate din Irlanda, infestată cu dioxină. Ați fost aproape 4 ani de zile ministrul agriculturii. Cum se poate întâmpla un asemenea lucru? Din punctul dumneavoastră de vedere. Sigur că se pot întâmpla lucruri acele pe care le-ați relatat, însă aici am văzut lipsa totală de implicare a celor care ar trebui să o facă, autorităților de stat. M-a surprins enorm faptul că ministrul de resort, miniștrii din anumite domenii care au responsabilități vis-a-vis de sănătatea publică, n-au reacționat. Au lăsat lucrurile să curgă așa într-o tăcere din aceasta suspectă, ca și cum s-a întâmplat o amănunt pe care noi nu trebuie să luăm în seamă. În toate țările civilizate reacționează, iasă, miniștrii spun ce măsuri s-au luat, dau anumite sfaturi, ce trebuie să facă oamenii, ce trebuie să nu facă. La fel, președinții de agenții la nivel central, la nivel local, se iau măsuri. Mi s-a părut destul de palidă acțiunea lor și, din acest punct de vedere, merită să fie, sigur, apostrofați și criticați pentru ceea ce au făcut, dar nu numai ar trebui primul ministru să ia și măsuri disciplinare, chiar dacă mai sunt câteva zile până actualul guvern și mandatul. Trebuie să avem responsabilitatea ultimilor zile, fiindcă se pot întâmpla lucruri pe care nu le putem anticipa și bănui. Asta înseamnă că, fiindcă mai sunt 3 zile, în 3 zile o țară poate să se năruiască, să se aleagă praful de tot. Nu mai facem nimic acum că s-a terminat mandatul. E un punct de vedere pe care nu l-am împărtășit. Nu am discutat despre împărțirea portofoliilor, oricum ar fi mult prea devreme, însă pe dumneavoastră pot să vă întreb, sunteți vehiculat ca viitorul ministru al agriculturii. Veți încerca să schimbați complet modul de lucru din acest minister? Ipotetic, în cazul în care veți ajunge din nou ministrul agriculturii. Sigur că sunt multe scenarii în această perioadă. Cel pe care vorbiți dumneavoastră e unul plauzibil și chiar m-ar interesa. Știți bine cam care e punctul meu de vedere și modul în care am încercat să conduc ministerul în perioada în care am fost. Sunt lucruri pe care nu le pot accepta, sunt lucruri pe care trebuie să le facem și să le punem la punct într-o urgență pe care nici nu pot plasa în timp. Cât de mari sunt problemele? Ați tot vorbit de ele. Dacă ne gândim la agenția de plăți, dacă ne gândim la programul național de dezvoltare rurală, dacă ne gândim la sumele enorme pe care le-am ratat de la Uniunea Europeană, în sensul în care ele n-au venit la timp, subvenții, investiții în infrastructură, apă, canalizare, caz, drumuri, e condamnabilă activitatea celor de la agenția de plăți și intervenții, dar nu numai a lor. Că totuși, până la urmă, ministrul e cel care răspunde direct la activitatea fiecare agenții din subordine. La fel, Agenția Națională Sanitar-Veterinară pentru Siguranța Alimentelor, care în repetate rânduri și-au avut și ghinion de la gripa aviară, peste porcine, iată acum avem un alt capitol, n-a reușit să fie prezentă și să-și achite toate sarcinile pe care le are prin natura funcțiilor pe care le dețin, le ocupă și care sunt destul de bine retribuite. Veți menține ceea ce ați promis în campania electorală? În cazul în care veți ajunge ministrul agriculturii, în prima ședință de guvern veți da acea subvenție de 1500 de lei la hectar? Categoric da. Categoric da și împreună cu colegii de la PDL ne gândim ca să rezolvăm și problema cadastru care a rămas și din vremea noastră nerezolvat și din vremea ministrului Flutur, care promisese în campanie că va rezolva această problemă. Revin și vă întreb, nu vreau nume de eventuali miniștri, însă puteți să ne spuneți câteva dintre punctele importante cu care ați căzut de acord cu Partidul Democrat Liberal în ceea ce privește o viitoare guvernare? Care ar fi ele? Cel mai important lucru e programul de guvernare pe care îl armonizăm. Echipele noastre de specialiști lucrează de vreo 3 zile. M-a bucurat că ieri am participat și eu împreună cu Flutur pe probleme de agricultură, că avem foarte multe puncte comune. Sigur, asta e datorită faptului că, în general, se copie programele de stânga, deci
cei de dreapta și câte școli mai am acceptat și noi din ceea ce ei au insistat și au ținut foarte mult, cum e această taxă unică și sigur și altele. Dar ne desparte totuși o problemă pe care eu consider importantă datorită faptului că votul nostru, mandatul care ni s-a dat, se referă la intrarea UDMR-ului în guvern, dar nu avem probleme de ordin etnic, ci faptul că ei au fost la guvernare 4 ani, și care au fost la guvernare să plece și să vină cei din opoziție, respectiv PDL-ul care a stat aproape 2 ani în opoziție și noi care am stat 4 ani. Asta a fost raționamentul nostru, nu atât cel etnic, dar acum avem ceva cu maghiarii din România, că ne-am schimbat punctul de vedere, că a dispărut în Parlament România Mare și vrea PSD-ul să ia locul. E fals acest punct de vedere, chiar dacă unii încearcă să-l insinueze și să-l inducă în comunicarea publică, nu are nicio bază reală. De atât, atât am spus noi. Dacă au fost atât ani la guvernare, acum e să stea și în opoziție. Cum va arăta un parlament cu 70% putere și 30% opoziție? Va fi un parlament mai puternic, mult mai puternic? Categoric, da. Însă și 30% opoziție se poate face foarte bine. Am făcut-o noi, știți bine, cu 30% și ceva%. Deci nu asta contează foarte mult. Contează oamenii pe care are opoziția și implicarea lor. Dacă ei vor fi dornici să facă opoziție, să se implice pe anumite domenii, categoric o vor putea face. Programul viitorului guvern va fi unul mai mult îndreptat spre stânga sau spre dreapta? Pentru că sunt două partide, Partidul Social Democrat de stânga și teoretic Partidul Democrat Liberal de dreapta. Va avea accente de stânga mai multe, fiindcă situația o va impune. Domnule senator, ne apropiem de finalul discuției noastre. În încheiere, v-aș ruga un mesaj pentru ascultătorii postului de Radio Timișoara. În preajma sărbătorilor de Crăciun, le-aș dori sărbători fericite, să nu-și piardă speranța, e cel mai important lucru, să aibă sănătate, fiindcă sănătatea, eu știu din propria mea experiență, e totul, și să aibă bucuriile pe care și le doresc în familiile lor. Mulțumim și dumneavoastră, la fel, multă sănătate și vă așteptăm la Timișoara. Mulțumesc mult și eu.